1 și cu 1 fac 2. 2 fără 1 fac 1. Când eram copil, și știu că și vouă vi s-a întâmplat, am învățat să citesc și să socotesc de la cineva drag din familie. Și pentru că prindeam repede, acel cineva drag și apropiat era foarte mândru de mine sau de voi. Am învățat lecția răbdării și a satisfacției de a învăța pe altul. Apoi ajungem la școală, în clasa 1. Și învățătoarea ne spune, nu, nu e bine așa. 1 plus 1 egal 2. 2 minus 1 egal 1. Dacă vrei să ai succes, renunți la limbajul pe care l-ai învățat de la cineva drag și care face parte din tine și îl înveți pe acesta nou. Este prima lecție a inadecvării. Începe în felul acesta în viața noastră un șir lung de inadecvări și tot atâtea prilejuri de dezvățare și de reînvățare. Dar ce este învățarea? Când dendritele, prelungirile neuronilor cresc destul de mult și încep să se atingă, formează suprafețe de contact care se numesc sinapse. Neuronii comunică între ei prin semnale electrice. Sinapsele sunt fie puternice, fie slabe. Atât de slabe încât nu emit acele semnale. Prin învățare, sinapsele slabe se pot transforma în sinapse puternice. Dacă vă amintiți de colegi, dacă aveați colegi care dădeau răspunsuri mai rapide decât voi, capacitatea lor era dată de subțirimea dendritelor. Nu ei erau mai talentați, ci pur și simplu aveau această caracteristică. Prin învățare, numărul de conexiuni crește. Neuronul este capabil să dezvolte peste 10.000 de astfel de conexiuni. Chiar în acest moment se întâmplă cu noi. Capacitatea neuronului însă pus la lucru este de a dezvolta noi și noi conexiuni. Dacă însă nu avem oportunități de a învăța ceva nou sau de a forma o nouă deprindere, baza învățării se restrânge. Am putea fi bănuiți că suntem mai puțin inteligenți sau mai puțin talentați? Nu este așa. Ca să înțelegi ceva nou, trebuie să conectezi pe ceva ce știai deja. Prin urmare, avem nevoie tot timpul de provocări. Nivelurile învățării pornesc de la motivația de a învăța, de a învăța ceva nou sau ceva ce am văzut la altul sau ceva care trebuie învățat sau ceva care face parte dintr-un domeniu care mă fascinează. Al doilea nivel este acela al practicii. Încerc, greșesc, o iau de la capăt. Următorul nivel este al practicii avansate, care este dublată de reflecție. Al patrulea nivel al învățării este acela al cunoștințelor noi, al deprinderilor noi, care mi oferă satisfacție și care mă poartă către succes. Al cincilea nivel este al cunoașterii rafinate, dublate de creativitate. Ultimul și cel mai înalt nivel este al măiestriei. Plăcerea de a face ceva în domeniul acela și de asemenea știința de a învăța pe alții. Emoțiile pozitive ne învață, ne ajută să învățăm. Endorfinele pe care corpul nostru le secretă când învățăm ceva nou sau când ne relaxăm sau când facem gimnastică sau când râdem, ne ajută să facem aceste conexiuni mult mai repede. Emoțiile negative, teama, gândul că nu vom reuși, blochează sinapsele. Se secretă în corp substanțe care inhibă călătoria informației și a cunoașterii. Emoțiile creează două lumi psihologice diferite. Este foarte important ceea ce noi credem despre propria noastră inteligență, pentru că ceea ce credem despre noi ne ajută motivarea de a învăța și ne ajută de asemenea în performanța școlară. Aceste credințe
creează două lumi diferite. O lume a celor care sunt copleșiți de noutate și care sunt devastați de eșec. Și o lume a celor care sunt provocați de noutate, care sunt stimulați de eșec și care învață din greșeală. Unlearn, dezvoltarea. Deși îi învăț pe adulți lucruri noi și învăț alături de ei de peste 15 ani, pentru mine dezvățarea continuă să fie domeniul fascinant. Dezvățarea se produce în momentul în care ne dăm seama că facem ceva greșit, diferit, sau când cineva ne atrage atenția că suntem neadecvați. Numai că e foarte greu să ajungem acolo. Comportamentele, prin definiție, sunt ceva ce facem frecvent, automat, aproape inconștient. Lanțul comportamentelor este susținut de stimuli pe care nu-i putem controla. Dezvățarea, totuși, se fundamentează pe controlul execuției. Funcționează principiul condiționării. Există tehnici pentru dezvățare. Una dintre ele este automonitorizarea. Asta înseamnă că îmi pot identifica factorii motivaționali care mă ajută să înlocuiesc un comportament vechi, neadecvat, cu unul nou pe care mi-l doresc. Sau o idee pe care am învățat-o, sau o deprindere de care vreau să scap. Cu cât petrec mai mult timp exersând comportamentul nou, cu atât am mai mult succes. În felul acesta, putem transforma slăbiciunile în puncte tari. Imaginați-vă că mergem pe munte, pe o cărăruie, cu bicicleta. Cu cât acea cărăruie este mai umblată, cu atât devine mai vizibilă. Fiind mai vizibilă, este mai ușor de urmărit. Este mai greu să mă rătăcesc. A doua tehnică de dezvățare pe care aș vrea să vă împărtășesc, alături de automonitorizare, este o tehnică prin care evit factorii care îmi încurajează comportamentul vechi. Evit stimulii care încurajează comportamentul vechi să se întâmple, îi îndepărtez de mine. Dacă, de exemplu, îmi propun să renunț la fumat sau la ciocolată sau la consumul excesiv de internet, n-am decât să dau deoparte urgența ca acele lucruri să reintre în viața mea. E un pic mai complicat, dar dă rezultate. Și aici funcționează timpul. O zi pe care am sărit-o, exersând comportamentul nou, înseamnă un prilej de eșec. O iau de la început. Trebuie să am tăria să o iau de la început. Acum, de ce e dificil? Pentru că atât țigara cât și ciocolata conțin substanțe care creează dependență. Cât despre internet, el este atât de mult prezent în viețile noastre. Ce învățăm de aici? Învățăm că există tehnici pe care le putem folosi și care ne pot ajuta să dezvățăm, să ne dezvățăm de idei, de comportamente, de deprinderi care nu mai sunt adecvate și că stă în puterea noastră. Relearn. Ce înseamnă să reînveți? Reînvățarea se petrece după ce am uitat tot. O luăm de la început. Ștergem înregistrarea și rescriem. Dacă vrem să avem succes, oameni și organizații, trebuie să învățăm continuu. Trebuie să ne dezvățăm de competențele noastre cele mai de preț. Dacă vreți să aveți succes, trebuie să dezvățați acele comportamente care vă depărtează de voi înșivă, care vă depărtează de ceilalți și să începeți chiar de astăzi, chiar de acum, cu următorul toc, să reînvățați lucrurile simple. Cum citim o carte, cum începem ziua, cum învățăm. Dulci rodii, faguri de scântei, mocnind până pleznește coaja,
superbe frunzi crăpând sub vraja mistuitoarelor idei.